venit la podcastul Casă pe Piatră, unde îți facem cunoștință cu soți, soții, tați, mame și oameni inspiraționali din lumea catolică, dar nu numai, care să-ți împărtășească perspective noi, soluții și sfaturi. Împreună cu mine îmi doresc să redescoperi bucuria vieții de zi cu zi în familie și să întărești fundația căsniciei tale. Sunt Teodora Oșan. Pregătiți? Să începem! Salutare! Astăzi am alături de mine un om special pe care îl stimez foarte mult pentru că m-a inspirat să cresc în credință, în cuplu și ca om. Îi citesc blogul de mai bine de 12 ani unde se prezintă fără cravata de profesor universitar doctor și unde scrie despre propriile experiențe, pasiuni, familie, reflexii biblice sau legat de lumea în care trăim. În afară de blog, scrie pentru Edictum Dei, are o emisiune la Credo TV între scriptură și ziar, a pornit proiectul Antidivorț Casa Păcii și proiectul despre care vom vorbi azi, Fabrica de Bărbați. Domnule Marius Cruceru, bun venit la podcastul Casa pe Piatră! Bine v-am găsit și mulțumesc pentru introducerea foarte generoasă. Mă bucur foarte mult să v-am alături azi ca să discutăm ce înseamnă să fii bărbat și lider de familie, să povestim despre bărbăție autentică și cred că mesajul dumneavoastră e de mare impact pentru că aveți și perspectiva biblică, dar și cea practică din experiența multă cu ucenicia tuturor bărbați și tineri. Și înainte de a trece la tema propriu-zisă, o să vă rog să ne povestiți un pic și călătoria pe care dumneavoastră ați făcut-o ca și bărbat și cine este Marius Cruceru pentru cine nu vă cunoaște. Da, mulțumesc foarte mult de invitația făcută. V-ați ales o temă foarte complicată pentru podcastul acesta. Este o frământare personală dureroasă din partea mea, având în vedere istoria mea. Este o frământare dureroasă uitându-mă la generațiile care ne urmează nouă. Mă uit la generația mea, generația așa numită generația de grețeilor. Noi suntem foarte mulți, demografic vorbind, suntem probabil cea mai numeroasă generație din ultimii 70 de ani. Și mă uit la colegii mei de generație și nu pot decât să deplâng ceea ce a ajuns conceptul de bărbat, bărbăție în ultimii ani. Mă uit la generațiile care ne urmează și de asemenea nu găsesc adesea motive de încurajare. Sunt licăriri de speranță și tocmai de asta am pornit acest proiect care se intitulează într-un fel ironic Fabrica de Bărbați. De la ce a pornit toată ideea? Eu m-am născut într-o familie de credincioși, tatăl meu a fost pastor baptist. Pe când aveam 5 ani a intervenit o tragedie în familia noastră în urma unor evenimente triste, un șir de evenimente. Tatăl meu a fost ucis de forțele de securitate, nu voi detalia foarte mult cauzele. Așa că pe la vârsta de 5 ani am descoperit ce înseamnă să trăiești într-o casă de văduvă, rămasă văduvă la 27 de ani, în perioada comunistă, într-unul dintre cele mai umbroase episoade ale comunismului, anii 70-80, 75 până în 80, 85 au fost ani foarte grei în perioada comunistă. În mijlocul unei clase de copii foarte zvăpăiați, noi nu știam ce înseamnă bullying-ul la vremea respectivă, bătăi zilnice, batjocoriri, tot felul de conflicte din aceasta la școală. Așa că prin clasa 6-a, după multe, multe frământări ca băiat, era să ajung în școala de corecție. Mama a crezut că mă salvează cumva dându-mă la profil sportiv. Am făcut 2 ani de profil sportiv. Mi-am dat seama că viața de sportiv nu este cea mai bună alegere atunci când vrei să scapi de violența dinăuntru tău. În toată această perioadă, de pe la vârsta de 5 ani, 10, 14 ani, am avut această lipsă fundamentală. Este ontologic definitorie pentru un bărbat. Lipsa unei figuri masculine. Singurele figuri masculine pe care le vedeam împrejur erau bărbații din biserică. Mama nu s-a mai recăsătorit, așa că trăind într-o casă de văduvă, eu nu știam cum funcționează, până între ghilimele, cum funcționează relația dintre un bărbat și o femeie cotidian vorbind. Ce trebuie să fac un bărbat, de fapt, în casă? Duce gunoiul, nu duce. Spală vasele, nu spală. Merge după cumpărături, nu merge. Stă acasă, merge la servici, se implică în educația copiilor. Trebuie să-și bată copiii, trebuie să-și bată nevasta ca să fie bărbat. Ce trebuie să fac un bărbat?
De la vârsta de 13-14 ani am descoperit ideea de ucenicie și mi-am dat seama că în biserica creștină, așa cum ne numim noi în biserică, în bisericile creștine, frați, surori, Dumnezeu ne-a dat și părinți spirituali, nași. Instituția nașilor a fost o instituție minunată până a fost compromisă încoace spre perioada modernă și postmodernă. De fapt, nașii erau acei înlocuitori de părinți. Dacă primii creștini erau respinși de ai lor, atunci în biserica creștină erau părinți spirituali care preluau această figură a părinților. Așa că mie mi s-a întâmplat, am fost unul dintre puținii norocoși, mi s-a întâmplat că am avut câțiva bărbați în viața mea care au intrat prin biserică în viața mea și au jucat rolul unor figuri masculine admirabile. Unul dintre ei, despre care probabil voi vorbi mai târziu, este unchiul meu. Apoi, în perioada aceea de mari frământări, de răzvrătiri, de rebeliune, a avut loc convertirea mea. După ce am contemplat budismul, după ce am contemplat mai multe variante, yoga și alte lucruri, m-am convertit la creștinism. Ca să spun așa, între ghilimele spun m-am convertit. De fapt, am fost convertit de Dumnezeu. Și a început o călătorie lungă după ce am cunoscut-o pe soția mea. Ne-am căsătorit repede și fără anestezie. Pe la 20 de ani eram deja căsătoriți, la 21 de ani aveam deja primul copilaș. Așa că am făcut un gest pe care nu-l regret și nu-l voi regreta niciodată. Un gest umilitor, un gest pe care puțini bărbați cred că reușesc să-l facă, dar cred că atunci eram așa de tânăr încât, și așa de inconștient încât am putut să fac gestul respectiv. Am rugat-o pe soția mea, care a crescut într-o familie normală, o familie admirabilă, o familie minunată. Socrii mei, care acum sunt la Domnul, amândoi, au crescut 10 copii și toți cei 10 copii ai lor sunt credincioși și sunt echilibrați. Socrul meu a jucat un rol excelent ca tată, soț și atunci, văzând aceste lucruri, am rugat-o pe soția mea și am făcut acest gest despre care spun că este umilitor. I-am spus, Natalia, eu nu știu ce înseamnă foarte mult să fii bărbat, având în vedere faptul că vom petrece o viață împreună. 24 de ore vom petrece împreună, ori 7 zile pe săptămână. Te rog, învață-mă ce înseamnă să fiu bărbat, ce înseamnă să fiu soț, ce înseamnă să fiu tată. Și ea, cu foarte multă discreție și multă gentilețe, mi-a arătat drumul. Practic, cele mai multe lucruri despre a fi bărbat le-am învățat de la o femeie, de la două femei, mama mea și soția mea. Și așa am pășit pe drumul acesta. Când am devenit profesor și am văzut cam cu ce material lucrăm, noi glumim uneori amar, lucrăm cu materialul clientului. Bisericile și familiile ne trimit tineri care sunt la capătul unei prime formări, liceul care este acum în România între dezastros și catastrofal. Nici bisericile nu-și mai fac datoria foarte bine și am descoperit în primii ani slujbii mele de profesor că este o anumită parte care este lipsă în formarea unor pastori, a unor lucrători spirituali. Și atunci mi-a venit această idee în 2005 de a forma un grup de ucenicie, un grup de ucenicie informală, practic este un pleonasm, grup de ucenicie informală. Pe lângă orele pe care le predau, se iau câțiva băieți care doresc, și să facem activități, să facem studii, să stăm împreună, să călătorim împreună, să facem ceea ce se numește ucenicie peripatetică, așa cum a făcut Mântuitorul, să mergem împreună în lume și să descoperim lumea împreună și să învățăm unii de la alții. Spun învățăm unii de la alții pentru că și eu am învățat foarte multe lucruri de la ei. Aș vrea să revin un pic la experiența de care ziceați cu gestul acela de umilință. Mi se pare foarte impresionant ce ați zis și faptul că ați avut această realizare, dar vreau să vă întreb, nu credeți că în general, poate generația noastră sau, nu știu, generațiile în România au crescut oarecum cu absența tatălui, chiar dacă nu atât de tragic sau nu atât de evident cum a fost în cazul dumneavoastră, ci mai degrabă un tată absent emoțional, un tată care nu a făcut lucrurile de care ziceați, adică și cei care au avut prezența tatălui efectiv să nu fie învățat toate lucrurile astea. Și atunci suntem învățați într-un fel din cultură, pentru că
cultura nu stă în spate și există foarte multe mesaje pe care le vedem, inclusiv în filme și comedii. Dacă ne uităm, bărbații sunt portretizați ca și leneși, de care ar trebui să râdem, să îi considerăm cumva inferior și incapabil în stilul Al Bundy, poate asta ar fi o extremă. Da. Și au influențat oricum cultura zilelor noastre și multe critici sunt pe bună dreptate, dar nu ajută cumva în căsnicie. Și mai este și noul concept de masculinitate toxică, ce cu totul ne dă peste cap toate conceptele pe care le avem și eu chiar cred că gestul pe care dumneavoastră l-ați făcut atunci, la începutul căsătoriei cu soția, poate că toți trebuie să-l facem într-un fel și zic toți pentru că și femeile au o înțelegere uneori distorsionată de ce înseamnă să fii un bărbat autentic și totuși ce înseamnă bărbăție autentică, masculinitate autentică, dacă vedeți o diferență între termenul de masculinitate și bărbăție. Foarte interesantă și foarte bună întrebarea dumneavoastră vis-a-vis de... Să începem de acolo, de la absența taților și apoi să ajungem la definiții. Sunt foarte multe feluri de absență, așa cum foarte bine ați observat. Există bărbați care consideră că și-au făcut datoria dacă sunt un fel de agenți de aprovizionare ai casei. El este providerul, folosesc acest barbarism pentru că este destul de intrat în mentalul nostru. El face aprovizionare, el aduce bani în casă, dacă aduce bani în casă, atunci își poate permite să-și cultive hobby-urile lui într-un mod egoist, să stea la bere cu prietenii, vine acasă, se așează în fotoliu, în fața televizorului și, bineînțeles, problemele Orientului Mijlociu și ale Ucrainei nu pot fi rezolvate dacă el nu stă cu telecomanda în mână. Este genul de bărbat absent emoțional, este fizic, dar este o bucată de carne care clocește pe un fotoliu în fața plasmelor. Există un alt fel de absență și avem migrația economică, bărbați care pleacă singuri, femeile rămân acasă cu pruncii, o relație de genul ăsta sărăcește. Apostolul ne spune că n-ar trebui să ne despărțim fizic vorbind decât în vederea postului și rugăciunii, nimeni nu reușește să postească mai mult 7 zile. Ce să spun, 7 luni, 7 ani, copii care cresc orfani de tată din pricina migrației economice. Apoi mai este o formă de absență în care tatăl vrea cumva să fie prezent și emoțional, vrea să fie fizic cu copiii, vrea să-i ducă în parc să se plimbe cu ei, dar nu știe, realmente nu găsește căi de comunicare transgenerațională cu proprii săi copii. Fie că au trecut prin ceea ce am trecut eu, n-au văzut un tată crescând copii și atunci au dificultăți de raportare, neavând model, pentru că noi învățăm prin modele. Și delfinii își imită părinții în not. Dar păi oamenii, așa e cea mai bună formă de învățare, să vezi pe cineva făcând și tu să faci același lucru. Ei, aceste forme de absență generează noi metode de căutare. Și cum căutăm noi să în devenirile noastre, să devenim ceea ce suntem programați să devenim? Unde învățăm să fim bărbați? Sigur, în curtea școlii, în scara blocului, între prietenii din mediile de socializare, de pe Facebook, de pe Instagram și, așa cum bine ați observat, din cultura cinematografică. Cultura cinematografică care nu face niciun fel de serviciu idei de bărbăție autentice. Și lucrul de care avem parte, mai ales în urma bombardamentului mediatic, sunt servicii mediatice gen Netflix și altele care și-au făcut un program ideologic din a demonta ideea de bărbăție, începând de la ideea de erou care luptă pentru, eu știu, pe câmpul de luptă, agent, spion și așa mai departe, totul este demontat, efeminat, demasculinizat și avem de-a face cu, nu sunt primul care o spune, nu sunt original, este un program ideologic de efeminare și demasculinizare care rulează în societatea noastră, pe toate canalele. Așa că bărbatul în devenire, adolescentul care se descoperă ca viitor bărbat, are o mare criză de identitate, încotro să se uite, să descopere ce mai înseamnă a fi bărbat. Și
Care este diferența? Dumneavoastră ați propus o distanțare, o tensiune între mascul și bărbat. Nu știu, am auzit ambii termeni, dar nu cred că e neapărat egal, da. Și eu le-am folosit la fel, dar cred că e diferit, nu? Da, sigur, sigur, și e bună observația. Mascul ne naștem, bărbați devenim. Masculinitatea este un dar biologic, este o programare pe care Dumnezeu o face încă din pântecele maicilor noastre. De asta descoperim de la o anumită vârstă, când ni se îngroașă vocea, începem să avem pilozități faciale, ni se modifică structura scheletică. Sunt lucruri care sunt inevitabile doar dacă le tratăm, între ghilimele, hormonal și facem, întârziem aceste lucruri, cum se întâmplă în momentul când avem disforia de gen. Asta înseamnă să fii mascul, este un dat biologic. Și unii rămân mascul și nebărbați toată viața lor. Este o stare de permanentizare, de permanentizare în starea de adolescent neterminată a unora care au acum 60, aproape 50 la pensie, 60-65 de ani. Dacă ne uităm la traiectoria lor spirituală, ca oameni care ar fi trebuit să devină bărbați, au rămas doar masculi, adică doar cu programul genetic, dar fără a fi trăit viața lor bărbăția autentică. Ce nu este bărbăția, este masculinitate fără devenire într-o ucenicie, fără asumarea identității ca unul care accepți autoritate și administrezi autoritate. Este o carte excelentă care ne poate ajuta în discuția noastră în a ce este și ce nu este un bărbat. Un bărbat ca, dincolo de faptul că este programat genetic să fie mascul, are o relație și o înțelegere cu autoritatea. El acceptă autoritate și administrează autoritate, pentru că dacă ne uităm în Sfintele Scripturi, Apostolul vorbește despre această rânduială a familiei. Cum anume trebuie să ne relaționăm? Este bărbatul un tiran care vine, dă cu pumnul în masă, urlă la copii, are mai multă adrenalină, mai mulți decibeli? Este tiranul care rânduiește casa prin decizii din acestea în fața cărora soția nu trebuie să comenteze și sunt negociabile? Nici de cum. Aceasta este o portretizare caricaturizantă a bărbăției biblice. Aș începe de la Geneza. Noi, bărbații și femeile, suntem într-o structură complementară. Ne spune Scriptura că Dumnezeu a creat om și împreună reprezentăm umanitatea, împreună oglindim umanitatea, nu numai bărbatul singur, resping, îmi repugnă expresia omul și femeia lui. Păi ce, femeia nu-i om? Omul este format și adică, a creat om după chipul și asemănarea lui, adică bărbat și femeie. Împreună noi, ca familie, oglindim și de aceea țin foarte mult la această înțelegere trinitară, înțelegere dintr-o perspectivă trinitară a familiei. Noi suntem creștini trinitarieni și dumneavoastră greco-catolici și noi, baptiștii, suntem cel puțin până la Calcedon, mergem împreună. Ori credem că cea mai bună oglindire a Sfintei Treimi este în biserică și în biserică, în structura intimă care formează prin aceste celule minunate un trup sănătos, este familia. Nu putem imagina o biserică sănătoasă fără familii sănătoase și o familie sănătoasă fără o biserică sănătoasă, pentru că biserica este oglindirea Sfintei Treimi în părtășie, în perihoreză pe pământ. De asta mi se pare atât de important ce ați zis mai devreme legat de caricatura din Biblie, care înțeleasă de unii oameni că bărbatul, viziunea tradițională a bisericii este că bărbatul ar trebui să se manifeste oricum și femeia ar trebui să tacă și să slujească și să asculte. Cel puțin așa văd cei din exterior, sau poate chiar unii din biserică sau unii creștini. Da, bărbatul în familiile creștine trebuie să fie oarecum un patriarhat. Greșit prost înțeles. Exact. Da, greșit înțelegere. Pentru că soția mea este casnică, mulți se uită la noi cu oarecare condescendență și chiar milă față de soția mea, sărmana. Este o femeie care a fost abuzată de-a lungul celor 31 de ani de căsnicie. Uite, n-a putut să facă o carieră, sărmana. Și uneori chiar am avut chiar o doamnă pe care ne cunoștea foarte bine, ne cunoaște de când ne-am căsătorit. M-a întrebat, Marius, nu ți se pare că
soția ta este, sau tu o tratezi pe soția ta ca o inferioară? Zic, dar întrebați-o pe ea dacă se simte tratat inferior, întrebați-o dacă e fericită, întrebați-o dacă se simte bine în modul în care economia sau o economia casei noastre, ca să folosesc celălalt termen tehnic care se referă la lucrarea de trăim, este mulțumitoare pentru ea. Soția mea nu mi-este inferioară, Doamne ferește. Așa cum Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt sunt coegali, coeterni și co-substanțiali, la fel eu, soția și copiii mei suntem coegali, co-substanțiali și coeterni. În momentul în care Mântuitorul a intrat în economie, a intrat în lucrarea de mântuitoare, când a căpătat trup, Mântuitorul însuși, coegal, co-substanțial și coetern cu Tatăl, s-a supus autorității Tatălui de bunăvoie. Și eu cuvintele, nu cuvintele mele, ci cuvintele Tatălui le propovăduiesc. La fel, soția mea s-a supus fără ca eu să bat cu pumnul în masă, și sunt lucruri în care eu mă supun ei. Sunt lucruri în care autoritatea este dispersată și este împărțită și autoritatea noastră este complementară. Nu suntem într-o scalaritate din aceasta în care copiii sunt inferiori părinților și soția este inferioară soțului. Noi cu toții formăm un corp în care de bună voie, nesiliți de nimeni, intrăm în această relaționare perihoretică în care înțelegem că avem doar roluri diferite, nu diferențe de ontologie. Asta este foarte important să înțeleagă ascultătorii podcastului noastră, că este o mare diferență între ontologie și funcționalitate. Din punct de vedere ontologic, bărbați, femei, suntem coegali, coeterni, consubstanțiali. Când suntem aici în o economie aceasta pământească și cineva trebuie să conducă mașina, ai nevoie de un șofer. Cineva trebuie să conducă mașina. Apropo, soția mea conduce mult mai bine decât mine. A avut mai puțin accident decât mine și parchează lateral mai bine. În momentul când suntem în lucrare și când Dumnezeu a fost în lucrare, este o aparentă scalaritate. Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt. Așa cum spun părinții capadocieni. Zice, noi nu putem cugeta toate cele trei persoane ale treimii și pentru că vorbirea noastră este discursivă, parafrazez acum, trebuie să pronunțăm la un moment dat pe cineva înainte. Cum? În ordinea revelației. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. De aceea în familia creștină pare o anumită scalaritate, dar aceasta este doar funcțională, dragii mei, doar funcțională. Din punct de vedere ontologic, noi suntem coegali și bărbat este acela care își înțelege acest rol din perspectiva creației. Am fost creați după chipul lui Dumnezeu și nu mă pot imagina fără soția mea și soția mea nu este completă fără să fim împreună. Noi împreună avem acea completitudine a unului, ilustrând chipul lui Dumnezeu. Mi-aduc aminte acum de o fază cu părintele Constantin Coman. Eram la el în casă, era și soția dânsului, doamna preoteasă Garoafa Coman. La un moment dat zice, părinte Crucerul, tu cum îți imaginezi raiul? Zic, știți, vom fi ca îngerii, ieșim din această economie, o să fim cu toții coegali, nu o să mai fi niciun fel de, vorbeam de aceste scalarități. Zice, da, dar știi, eu nu-mi pot imagina raiul fără garoafa mea. Deci dacă nu e așa, va fi foarte urât. Vedeți, aceste tipuri de proiecție pe care noi le avem sunt foarte dulci și utile dacă înțelegem că există o continuitate și o discontinuitate cu starea pe care o vom avea după înviere. Noi proiectăm în lumina ceea ce înțelegem până acum. Dar apostolii spun, la mintea omului nu s-a suit și ochiul omului n-a văzut. Ei, începutul discuției noastre trebuie să pornească de aici. Bărbatul și femeia sunt creați după chipul lui Dumnezeu împreună, reflectă imaginea lui Dumnezeu. De asta spune apostolul, în Domnul un bărbat nu este singur și o femeie nu este de capul ei, ci împreună formează acea unitate sfântă a familiei. Și tocmai în contextul ăsta de care ziceați, mi se pare și mai greu parcă să înțelegem cum ar trebui un soț să devină bărbat sau să-și trăiască bărbăția autentică în familie, în cazul în care sunt amândoi egali și acum, mai ales în zilele noastre, în care oportunitățile sunt egale și la locul de muncă și atunci și femeia lucrează foarte mult și împart cumva rolul acesta de provider de care ziceați și pe urmă vin copiii și atunci e mai greu parcă. Avem ofiri diferite, femeile suntem diferite, bărbații sunt diferiți și poate tocmai de asta cred că e mai greu să înțeleagă. E
bărbătesc să spăl vasele, ce ziceați? E bărbătesc să ajut în casă cu copiii? E bărbătesc să stau în concediu de maternitate? Paternitate, scuze. Aici ați deschis o rană foarte, foarte sensibilă și supurândă a societății noastre. Este paradoxal cum femeile se bucură de o așa zisă libertate și de oportunități egale, când este de fapt o mare înșelăciune. Numai oportunitate egală nu este ce se întâmplă acum și mie mi se pare asta aproape că eu sunt mai feminist decât prietenii mei feminiști care spun, domnule, trebuie să fie egal. Femeia escavatoristă, femeia cu motostivuitorul, asta este idealul, femeia tanchist și așa mai departe. Da, asta înseamnă oportunitate egală. Aș vrea să iau din altă parte. Când Dumnezeu ne-a creat și după păcat, după căderea în păcat, Dumnezeu ne-a dat fiecăruia câte o povară. Nouă bărbaților ne-a dat să câștigăm pâinea cu sudoare și să fim cei care aprovizionează casele. Dumneavoastră v-a dat nașterea cu durere. Dar noi, bărbații șmecheri fiind, am zis, durerile dumneavoastră nu le putem lua decât în cazul unei crize de rinichi, eventual, durerile nașterii, dar putem împărți sarcinile casei. Ne împrumutăm din bănci, ne facem datori, ne ridicăm standardele de viață foarte mult ca să beneficiem și unul și altul și atunci vă exploatăm și pe dumneavoastră în mod egal și vă transformăm în ceea ce nu cred că este chemarea principală a unei femei, de a fi împreună cu noi producători de bunăstare. Și atunci și dumneavoastră mergeți la slujbă și noi mergem la slujbă și noi ieșim din casă și dumneavoastră ieșiți din casă. Copiii rămân de izbeliști crescând ca niște buruieni, în cel mai bun caz cu niște bone, în și mai bun caz cu niște bunici. Relația dintre părinți și copii este cu totul fracturată. Noi, soții, ne întâlnim ca niște trenuri în gara de nord, trecând pe lângă, unii pe lângă alții, eventual schimbând niște vorbe așa cam 10 minute pe zi. Cădem amândoi frânți seara, rupând din ce în ce mai mult legătura, inclusiv fizică, unul cu celălalt. Și dumneavoastră, ca femei, vi se pare toată chestia asta în care femeia trebuie să facă și alăptarea, și purtarea unei sarcini, și lucru, și muncă, și, iar noi, bine mersi, facem slujba, și mers la pescuit, și la bere cu prietenii, și lucrurile, adică spuma și caimacul. Și societatea noastră spune asta oportunități egale sau egalitate de șansă. Mie nu mi se pare o egalitate de șansă, asta mi se pare un abuz pe care bărbații tacitul continuă și îl încurajează asupra femeilor. Dacă ne uităm în Scripturi, în Proverbe 31, vedem un circuit interesant al celor doi. Bărbatul merge la poarta cetății, iese în afara casei, femeia iese, nu o casnică din asta la cratiță, crătițistă, care este închisă cu copii, nu, are inițiativă, merge, cumpără, face marketing, vede se uită pe OLX, vede un teren, zice dă-i lui bărbat, să o investești în cutare, să îmbracă în purpură, de se îngrijește, face fitness, zice brațele ei sunt tari și așa mai departe. Deci, dacă vă uitați în Proverbii 31, avem de a face cu o femeie extrem de emancipată, dar are drumuri diferite decât soțul ei. Rolurile care răsar de acolo sunt roluri complementare. Aceeași familie, ea este cea care veghează asupra băieților, ei instruiește pe băieți, dă educație. Deci această complementaritate de roluri nu presupune nici de cum o inferioritate ontologică, ci o diferență de asumare. Circuite diferite în casă. Nu trebuie să călcăm pe același drum. Avem amândoi, vai, ce mare realizare. Și am auzit adesea, păi, frate Marius, dar ce, eu am făcut 6 ani de școală de medicină ca acum să stau, să pierd vremea, să-mi cresc copiii? Bun, atunci poți alege. Stai cu mâna în gura pacienților 6, 7, 8 ore pe zi cât ai pacienți, mai tragi o fugă, mai alăptezi copilul, sărmana se duce în baie, să mulge, pune sticlele cu lapte în frigider, le ia din congelator, le duce acasă, servește copilul. Groaznic, mi se pare o situație atât de tristă și asta numim emancipare. Cred că
cele mai multe tensiuni apar de la ce ați zis, adică amândoi lucrează în afara familiei și când vin, nu mai împart într-un mod egal ce task-uri sau ce lucruri sunt de făcut în familie și atunci apar tensiunile și cred că ce își doresc cele mai multe femei să audă e că un bărbat adevărat își asumă în casă și vine să ajute cu copiii și dacă vede că e greu, vine să împartă atribuțiile casei și să susține, cum să-și asume dacă asta au decis. Poate au decis, cum ați zis, este un doctor, soția e doctor, poate aduce un venit mai mare și atunci au decis împreună să meargă ea la serviciu, să... Da, ce se întâmplă spus. După, mi se pare? Ce se întâmplă după serviciu? Vă asta spun mi ce se întâmplă pare. După, că da. Dacă m-am împărțit sarcinile în mod egal, atunci ar trebui când ajungem acasă, azi gătesc eu, mâine gătești tu. Azi, dacă nu știu să gătesc, mă duc eu și comand și pun masa și pun șervețele și îți aranjez cina, îți aprind și lumânările și așa mai departe. Asta ar trebui să... Deci egal suntem în drumurile către servicii, egal ar trebui să fim și când ajungem acasă. Nu pot eu alăpta copilul, dar cu sticlele alea pe care le-ai adus de la servicii înghețate, le dezgheț eu și hrănesc copilul cu biberonul și mă ocup eu, tu vezi de ale tale, uite-te la telenovelele sau la sporturile tale preferate, du-te cu prietenele și tu, nu mergeți la bere, mergeți la o cafea, dar ce se întâmplă după, și eu nu pot înțelege cum femeile acceptă fericită toată povestea asta, este că după ce ajung acasă, femeia își pune șorțul și dă-i. Și gătești și fă teme cu copiii și stai până seara cu ei, că de obicei în economia familiei românești, cine face teme cu copiii? Preferabil mama, că ea nu-i bate, e mai blândă. Cine gătește? Cine își pune șorțul? Mama. Așa că după 6-8 ore de muncă epuizantă, ea vine la a doua slujbă, la a treia slujbă să fie și învățătoarea copiilor, în timp ce... Soțul face, cum am zis, marea slujbă politică și economică, uitându-se la toate talk show-urile care... Deci asta este munca grea pe care mulți bărbați nu și-o asumă. De asta, în momentul când vorbim despre tensiunea dintre masculinitate și bărbăție, masculinitatea este un dat. Mascul ești că vrei, că nu vrei... te așezi în canapea și rămâi mascul. Bărbăția este o asumare de responsabilitate cu curaj sau ceea ce ne face să devenim bărbați este când am înțeles prin ucenicie, și părerea mea este că nu există altă cale, când am înțeles prin ucenicie asumarea cu mare curaj a unor responsabilități pe care Dumnezeu ne le dă ca un mandat. De aceea, dacă ar fi să luăm după modelul aristotelian care este genul proxim și diferența specifică, în momentul când dăm o definiție, un bărbat este un mascul care și-a înțeles menirea și își practică această menire după ce va fi înțeles-o prin formare, prin ucenicii și își practică această menire în familia lui mai întâi, că sunt cercuri concentrice în familia lui, în cercul social imediat, în biserică și, bineînțeles, își practică această menire în lume. De aceea, Iosua, foarte interesant pasajul acela și deseori îl folosesc cu grupul acesta de la fabrica de bărbați, Iosua 1. Este o criză de autoritate, Moise, marea figură arhetipală, dispare, moare. Și Dumnezeu îi vorbește direct lui Iosua și îi spune, ridică-te, treci, calcă țara aceasta. Sunt o grămadă de verbe acolo foarte active, du-te, ia în stăpânire. Și îi repetă de câteva ori, și în paralelism ebraic, dar nu numai, îi repetă, întărește-te și îmbărbătează-te, întărește-te și îmbărbătează-te, căci eu voi fi cu tine. Această sumare, de acum Iosua te ridic ca lider, eu te ridic, voi fi cu tine, dar tu întărește-te și foarte interesant că este folosit și textul septuagintar este fascinant. Acest verb care face apel la bărbății, nu poți să-i spui, numai Caragiale are acea ironie într-o scrisoare pierdută, fii bărbată, Zoe, nu poți să-i spui unei femei, îmbărbătează-te, o spun eu unui bărbat. Unui bărbat care este deja mascul, este viteaz, a trecut prin niște teste ale vieții, dar acum trebuie să-și asume o responsabilitate care se prăbușește pe umerii lui, de a conduce un întreg popor urmând calea lui Moise. Aici cred că este punctul de frângere și punctul în care un mascul devine bărbat, când și-a înțeles responsabilitatea, înțelege că responsabilitatea e mult mai mare decât poate să o susțină umerii lui, care are nevoie de ajutor,
că are nevoie de ajutorul Dumnezeu, că are nevoie de susținerea bisericii, că are nevoie de maestru la care să fie ucenic și mai ales are nevoie de soția lui care să-l lase să fie bărbat. Pentru că și aici este un rol extraordinar al dumneavoastră. Un bărbat nu poate fi bărbat și nu poate deveni bărbat dacă nu este lăsat să devină bărbat. O femeie poate castra mental un bărbat, îl poate emascula printr-o simplă vorbă, de-aia spune Mântuitorul că putem ucide cu vorba. Este păcat să ucizi, dar vai de acela care spune aproapelui său prostule sau nebun, adică îi folosește epitet pentru a-l desființa. Și nu există metodă mai eficientă decât să folosești epitetul, jignirea, injuria, ironia acidă ca să demontezi un bărbat. Vreau foarte mult să povestim și despre partea feminină, dar înainte de asta ați zis oarecum înainte despre bărbăție. Eu asta înțeleg că nu e ceva static, adică poți deveni. Dacă nu ești acum sau nu te simți bărbat, nu înseamnă că nu poți deveni. Și foarte pe scurt să ziceți niște lucruri practice care pe mine, cel puțin dacă aș fi în locul unui bărbat, m-ar ajuta foarte mult să înțeleg că știu ce trebuie să nu fac, știu ce-mi vine să fac, știu că asta fac deja și nu e neapărat ok, dar nu știu ce să fac. Cred că în momentul când cineva intră într-o criză în viața lui și criza poate apărea imediat după căsătorie, când îți dai seama că căsătoria este mai mult decât ai avut în perioada de prietenie, că sexualitatea este faină, e minunată, dar viața este mai mult decât sexualitate, mai mult decât relații intime. După aceea apare copilul și trebuie să legi în un copil care are colici și îți dai seama că viața de căsnicie este mai mult decât ai presupus până acum, atunci pot interveni. Sunt mai multe perioade în care pot interveni crizele de autodescoperire, de prăbușire în viața unui bărbat care vrea, unui mascul care vrea să devină bărbat. Primul lucru pe care eu îl recomand este să caute o autoritate în viața lui. Noi folosim un cuvânt căruia, din păcate, nu i-am găsit o traducere corectă în limba română, accountability, să dai socoteală, să te duci la cineva și să-ți recunoști nevoia de ajutor, cum am făcut-o și eu. M-am dus la bărbați din viața mea, pe care îi vedeam înainte cu 2-3 pași în umblarea lor cu Hristos și am spus, am nevoie de ajutor. Pe acolo pe unde ați călcat voi vreau să calc și eu și am nevoie de model și am nevoie de cineva să mă întrebe. Stimată doamnă, am 51 de ani, 31 de ani de căsnicie și la ora asta mă întâlnesc cu cineva mai în vârstă decât mine care are dreptul să-mi pună orice fel de întrebare. Poate să mă dezgolească complet și să mă analizeze din cap până în picioare. Sufletul meu este deschis. În confesiunea dumneavoastră, lucrurile astea se fac în confesional. În confesiunea noastră, lucrurile acestea se fac de pe un fotoliu față în față, în care îți deschizi sufletul în viața unui bărbat care are acces la resorturile formării tale. Primul lucru pe care ar trebui să-l facă un bărbat în criza bărbăției lui este să-și caute un bărbat la care să poată învăța. Al doilea lucru este să comunici deschis aceste lucruri cu soția, cu partenera de viață, care este principalul aliat. Al treilea lucru pe care ar trebui să-l facă este să apeleze la suportul și ajutorul bisericii. Pentru noi cei credincioși, biserica este principalul suport emoțional, spiritual și care ne ține în plasa aceea de siguranță în care suntem sub apărare spirituală de atacurile vrăjmașului. Dacă cel care este într-o asemenea criză nu este credincios, rămân valabile celelalte două. Comunicarea onestă cu soția, comunicarea onestă cu un bărbat care are autoritate și căruia îi dă autoritate în viața lui. De asemenea, cred că ar putea să înceapă câteva lecturi utile. Una dintre cărțile pe care le recomand este cartea lui David DeWitt, Cartea bărbatului matur. Este un autor pe care l-am cunoscut personal, un autor extrem de creativ, cu o viață foarte interesantă și care a scris această carte, adevărat dintr-o perspectivă creștină. Creștinii vor regăsi imediat temele creștine, dar cred că este foarte utilă și pentru cei care nu sunt neapărat simpatizanței sau adepții creștinismului. Revenind acum la femeie, pentru că mi se pare excelent că ați oferit și niște puncte practice pentru mine sunt utile. La femei, ce ați zis, mi se pare iarăși
foarte interesant, pentru că nouă ni se pare femeilor foarte atractivă, de fapt, masculinitatea. Dar, cum foarte bine ați zis, ne scoatem armele imediat când vedem orice formă de impunere sau de dominație și punem imediat pe bărbați la locul lor. Așa am fost învățate din cultură, din familie. Și iarăși ce mi se pare foarte interesant, nu știu dacă ați auzit de o carte și un film, se numește 50 Shades of Grey, da, care a avut un succes răsunător în rândul femeilor și e o carte care nu merită să-i facem reclamă, pentru că e absolut groaznic să te gândești că un bărbat trebuie să fie violent, să își domine până la violență fizică femeia. Și cu toate astea, cât de mult succes a avut între femeile generației noastre și ce zice asta? Că în secret, de fapt, femeia asta își dorește un bărbat care să fie cu adevărat, bine, nu în sensul de 50 Shades of Stupid, cum îi zic unii, ci cu adevărat să știe ce vrea, să meargă până la final. Bine, noi îl avem cumva pe Hristos și da, acolo trebuie să ne întoarcem, dar mie mi se pare foarte fascinant, foarte mult timp m-am gândit la cartea asta și la succesul ei și câte femei n-au mers și au făcut coadă la cinematografe când s-a rulat filmul. Și totuși, în cel mai mic lucru, chiar dumneavoastră ați scris pe blog și vă zic că de atunci, de când ați scris cu critica, cum noi criticăm subtil soțul, lasă-l pe cumnat să facă focul, că el știe mai bine. De atunci, de atâtea ori am văzut în viața mea, în femeile din viața mea, din jurul meu, prietene, care au făcut o variație a acestei critici. Și de masculinism neintenționat pe soț, pe bărbații din viața noastră. Sunt foarte multe probleme pe care le-ați ridicat aici în fraza pe care ați încheiat-o acum. Mai întâi am văzut acest fenomen, un fenomen de pendul, în care nu-i numai cultura învață femeile și bărbații să poarte pe bărbați agresiv, pe femei să răspundă agresiv la agresivitatea bărbaților, ci este instinctual. De aceea apostolul o tratează în Efeseni, capitolul 5, care este un capitol dedicat vieții de familie. Bărbaților care sunt un munte de egoism le spune așa: iubiți-vă femeile ca pe voi înșivă, așa cum Hristos a iubit biserica. Imaginați-vă ce s-ar întâmpla dacă bărbații creștini ar lua în serios lucrul ăsta și în loc să fim reclamatori, să dorim cu tare, tu ești femeia mea, trebuie să te supui, trebuie să faci asta, uite ce spune aici Scriptura, Scriptura spune să te supui, supune-te că, și așa mai departe. Dacă noi am administra iubirea necondiționat, am fi generoși până la sacrificiul de sine în iubire, femeii care este prin reflex, are acest reflex al nesupunerii ca protecție, îi spune supune-te. În momentul când cei doi se întâlnesc la mijloc, o femeie care este iubită poate să nu se supună, femeie care simte iubire, care se simte copleșită de iubire, nu se supune unui soț pe care o iubește? Un soț care vede supunerea în dragostea soției poate să nu copleșească de iubire? Aici este vorba de reciprocitate, de răspundere reciprocitate. N-am văzut filmul de care spuneți, că am citit recenziile și recenziile. Nici eu n-am văzut și n-am citit, dar știu despre el. Da. Recenziile mi-au creat dorința de a-mi cumpăra lămâi, dar am văzut niște critici, niște articole foarte interesante pe tema despre care discutați. Eu am văzut acest fenomen prima dată în 1999. Eram în Anglia la un program de studii și am întâlnit în Oxford, într-o bibliotecă, prima dată două musulmance blonde cu ochi albaștri, cu o engleză perfectă, oxfordiană. Și în curiozitatea mea m-am întrebat colegii mei ce se întâmplă. Zice, bă, deja e la nivel de fenomen. Femeile s-au săturat atât de mult de această afirmare, de aceste tendințe feministe, încât acum efectul de pendul lovește societatea britanică și sunt englezoaice care se duc înspre paradigma de înțelegere a familiei musulmane, pentru că spun ele că acolo se simt iubite, respectate, protejate. Am văzut burca și am văzut batic și am văzut toată povestea asta
Pentru mine, atunci a fost primul semnal de alarmă că ceva, o frământare este ardentă în sufletul unei femei care își dorește o bărbăție sănătoasă. Nu o masculinitate agresivă, nu acel macho care strigă el însuși după autoritate fără să-și o câștige, ci își dorește autoritate, este un strigăt intim după o autoritate sănătoasă, după o structură sănătoasă a autorității. De asemenea, în bărbați este acest strigăt, uitați-vă ce se întâmplă și cu bărbații. Pe de altă parte, am văzut ce se întâmplă în lumea femeilor, toată povestea asta cu 50 Shades, uitați-vă ce se întâmplă în lumea bărbaților, bărbați care cresc bărbii până la piept, dar în același timp, dacă îi întrebați, știu mai bine care sunt saloanele de epilare și unghii și rasă între sprâncene și un fel de cocote cu barbă care se interesează doar de jocuri pe computer, de trăirea într-o lume virtuală. Eu mă îngrozesc ce se va întâmpla cu această generație când metavers va fi dat și va intra în acțiune, pentru că această fugă a acestor masculi de realitate, care sunt complet dezbărbătați, care sunt complet demasculați, care nici măcar manifestările masculine minimale nu le mai au. Și aici nu vreau să intru într-o problemă delicată, dar toate acestea vin la pachet cu foarte multe probleme și în domeniul fizic. Avem primii impotenți de 28 de ani, de 26 de ani. Oameni care trăiesc masculinitatea lor doar la nivel facial, crescându-și bărbii simpatice și în viața lăuntrică fiind cu totul intoxicați, cu totul demontați, cu totul emasculați, bineînțeles că toate acestea urmează până la ultimele consecințe, inclusiv trăindu-și în pornografie, trăindu-și în abuz, trăindu-și în abuz de substanțe, la maxim de intensitate viața lăuntrică, nu mai sunt în stare de o relație normală. Avem acum divorțuri. Recordul divorțului pe care noi îl știm este după 10 zile. Nici nu li s-a uscat bine cerneala pe certificatul de căsătorie. Pentru că după ce au intrat în căsnicie, fiind dopați și unul și altul de imagini, de cultura pornografică în care au trăit, în care și-au scăldat adolescența, au fost absolut incapabili să administreze o relație normală. Este un proces lung. Vă dați seama acestui tip de om cât de lung e procesul de recuperare. Este posibil, este de dorit, sunt șanse, dar procesul de recuperare la normalitate și apoi de recuperare a masculinității, în primul rând, brute, și apoi de construire pe masculinitatea brute a unui proces de recuperare a bărbăției autentice prin ucenicii, este un proces extrem de lung. Ce sfat aveți pentru soții în sensul acesta? Susține în mod pozitiv pe soțul lor să-și manifeste bărbăția în familie. Mai întâi, așa cum vorbeam și în partea bărbaților, o soție care identifică criza soțului ei trebuie să învețe să comunice. Să învețe să comunice fără istericale, în primul rând cu el. Să învețe să comunice fără istericale, fără reproșuri abundente, fără așa ești tu cu ai tăi și toți ai tăi și neamul tău, toți sunteți la fel, sunt niște paraziți, așa e și cumnatul, așa e și taicătul. Genul ăsta de observații nu ajută. Începutul unei comunicări blânde, folosiți-vă, dragile mele surori, folosiți-vă instinctul matern. Noi suntem niște copii un pic mai mari care avem nevoie și de rolul acesta maternal pe care o soție îl poate lua. Deci, realmente, trebuie să-l iei pe bărbat, să-l pui cu capul pe piept sau să-l pui cu capul pe umărul tău, să-l strângi în brațe și da, și bărbații au nevoie să fie alintași, să strângi în brațe, să fie mângâiași și să-i spui, dragul meu, am observat că ai o problemă, noi avem o problemă dacă tu ai o problemă, ești tatăl copiilor noștri, ești regele casei noastre și eu sunt regina ta. Haide să discutăm onest, transparent, fără să închidem telefoanele, fără să te gândești nimic altceva. Uite, vreau să spun ce-i pe inima, vreau să spun care-s poverile mele. Tu ești preotul casei noastre. Primește ca un preot în confesional mărturia asta și vărsați-vă sufletul înaintea lui. Faceți-l să stea, să vă asculte.
Dacă lucrurile sunt grave, de exemplu dependențe, dependențe substanțe, dependențe, acum avem destul de mulți, chiar în bisericile noastre, dependenți de jocuri, de pariuri, de casinouri și așa mai departe. Dacă sunt dependențe de acest gen, cereți-i voie, nu fără permisiune, cereți-i voie să apelați la ajutor, la consilier marital. Sunt preoți, pastori, sunt unii specializați în Cluj, cunosc cel puțin două persoane care se ocupă de probleme de cuplu și care pot ajuta. Apoi rugați-l și sugerați-i soluția de a, dacă este credincios, de a face ucenicii creștină, de a-și alege acel bărbat, figura autoritară despre care vorbeam, cu care să se întâlnească. Am văzut o scenă minunată. Dați-mi voie să povestesc această scenă care pe mine m-a marcat. Eram în 1998, am plecat în Statele Unite să particip la o conferință și prietenul meu, care mă caza până atunci, a spus, uite, de data asta nu o să mai stai la noi, o să stai la un prieten de-al nostru, american, dar vreau să spun ceva. Avem 28 de ani atunci. Fiul lor de 28 de ani, adică din vârsta ta, a murit într-un accident de motocicletă. Și ei vor să te cazeze pe tine, în camera fiului lor. Complicată situație. Am sosit, rana era proaspătă, durerea era acolo, am luat masa într-o tăcere de asta penibilă, engleza mea era foarte proastă, ei nu aveau chef de vorbă, așa că m-am culcat, a doua zi m-am dus la programul zilnic, a treia zi bărbatul acela, în jurul vârstei de 60 ceva, 63, 64 de ani, mi-a zis, vreau mâine dimineață să ne trezim mai devreme și să mergem împreună undeva. Și m-a luat împreună cu el, tăcere în mașină, am mers la un Applebee's, la un restaurant de ăsta care servea micul dejun, și au mai apărut încă doi bărbați. Eram în total patru, cei doi bărbați s-au uitat la mine și m-au întrebat, cine este el? Și erau oarecum surprinși, nu deranjează, surprinși de prezența mea acolo. Zice, este un prieten de-al meu din credere, a răspuns gazda mea. Și ne-am așezat cu toții la masă și atunci am văzut ceva absolut incredibil. Acești trei bărbați, în prezența mea, au început să-și spună poverile de peste săptămână. Și ce au mai făcut, și cum au fost, cum e sănătatea, cum e relația cu soția, cu copiii, cu nepoții, erau toți bunici. Și după ce s-a terminat micul dejun, am întrebat, dar ce e asta? Zice, de aproape 40 de ani suntem prieteni. Ne întâlnim în fiecare săptămână și stăm de vorbă unii cu alții și ne întrebăm, toți avem probleme. Uite, el a fost operat la Cleveland Clinic, asta s-a întâmplat în Akron, a fost operat la Cleveland Clinic, a fost în urmă câteva săptămâni operat pe cor deschis. Păi înseamnă că atunci nu v-ați întâlnit. A, nu, ba da, ne-am întâlnit. Ne-am dus la Applebee's, am luat la pachet și ne-am dus la el în salon și acolo ne-am întâlnit, așa cum facem în fiecare miercuri și stăm de vorbă de ce s-a întâmplat peste săptămână. Pentru mine, acea întâlnire a fost radical, a turning point, cum spune engleză, un punct de turnură în care am înțeles că nu poți fi bărbat singur. Așa cum spune Ciprian, cred că lui asta trebuie, unus Christianus, nurus Christianus, un creștin singur nu este singur, nu este creștin, la fel un bărbat singur nu poate fi bărbat fără sprijinul celorlalți. Avem nevoie de comunitate, avem nevoie de comuniune, avem nevoie de sprijin. În primul rând avem nevoie de sprijinul lui Dumnezeu, care ne-a făcut așa cum suntem și ne-a programat genetic și ne-a programat pulsiunile și ne-a programat adrenalina și ne-a programat furtunile hormonale care ne dau atât de mult de lucru. În al doilea rând avem nevoie de ajutorul dumneavoastră, surorile noastre, care sunteți soțiile noastre, avem nevoie de ajutorul dumneavoastră pentru că, așa cum ați spus, prin vorbe, prin atitudini, prin dispreț mai ales, prin dispreț, prin ironie, un bărbat poate fi emasculat, dezbărbătat. Și în al treilea rând avem nevoie de ajutorul bărbaților din prejurul nostru. Trebuie să facem echipă. Într-o lume care își bate joc de bărbați și de bărbăție, trebuie să ne găsim acel grup de suport, ca și grupul alcoolicilor anonimi, în care să mărturisim dependența noastră de Hristos, dependența noastră unii de alții și mai ales nevoia de ajutor. M-am uitat la acești bărbați cum au fost atât de deschiși în prezența unui străin și spuneau, iar m-am certat cu nevastă mea.
îi în menopauză și se enervează repede și îi sare țandăra, nu mai recunosc, cred că are și început de Parkinson, acum așa tratamente și asta se face și mă enervez pe ea, ajutați-mă, rugați-vă pentru mine, zice, bine, o să ne rugăm pentru tine și ne-a rugat pentru el ca să-și rabde soția în menopauză. Asta este viața, dragii mei, cu pastile, cu probleme, cu boli, cu boli terminale, cu toată această complicație. Ei, unul dintre lucrurile care m-au surprins de 5 ani și jumătate de când lucrez cu bolnavi terminale a fost să văd, într-o altă fază a vieții, diferența dintre bărbăția autentică și masculinitate brută. Nu pot da exemple și nu pot relata din viața pacienților noștri de la hospice, dar de când lucrez capelan hospice, am văzut 2 tipuri de bărbați. Sau 2 tipuri de ființe, unii mascul brut și altul bărbat autentic. Am văzut genul de poveste în care în momentul când soția îi spune am cancer la sân și va urma chemoterapie și va urma o perioadă grea, el a doua zi își face bagajul și pleacă. Și o lasă cu o fetiță, și o lasă în grija mamei și femeia, mai mult de inimă rea, nu de cancer, de inimă rea, este în mormânt după câteva săptămâni. Și văd în același timp bărbat care a învățat el să-și panseze soția. A învățat el să o întoarcă și să o maseze să nu facă escare. A învățat să o ia în brațe când rămăsese doar un sac de oase într-o piele aproape transparentă și să o ducă afară și să o expună soarelui și să o facă să se bucure de primăvara care vine. Și bineînțeles că femeia respectivă nu mai putea nici să-i gătească, nici să-i ofere plăceri sexuale, nici să îi fie slugă, nici să-i mai crească nepoții sau copiii, ci era una care trebuia slujită 24 de ore ori 7 zile. Aceea este bărbăție. Aceea este bărbăția autentică, aceea este bărbăția slujitoare, acela este chipul lui Hristos. Nu e așa, dragile mele feministe, că ați vrea să fiți iubite mai degrabă de un asemenea bărbat decât de unul care este un cățeluș pe care îl puteți manipula oricând doriți dumneavoastră și îl puteți să faceți să-i spuneți să sară și el să întrebi cât de sus? Mai degrabă dorești o asemenea figură care te copleșește cu dragoste slujitoare decât un partener de viață și de relații intime pe care să-l închiriezi câteva ore din zi și care să satisfacă dorința de dialog în cel mai bun caz. Da, chiar asta, exact cu ce am început cu asta, pot să vă și confirm că asta cred că ne dorim cel mai mult și cred că nici nu ne dăm seama cât de mult contribuim ca să clădim sau să dărâmăm pe soții noștri. Și așa că pe final, pentru că tot ca și mame, dar și ca și părinți, avem foarte mare influență asupra băieților noștri, asupra copiilor băieți. De mici, cumva, cred că ar trebui să insuflăm aceste aspirații de bărbăție, de explorarea bărbăției autentice. Ce sfaturi ne-ați da în sensul acesta? Una dintre cele mai puternice forțe de formare a unui bărbat este mama. Mama mea a avut o mare, mare influență, așa cum am spus, a rămas văduvă la 27 de ani, dar nu și-a dat demisia din funcția de mamă. Mamele sunt extrem de importante. Dacă vă uitați tot în Proverbe 31, cea care îi vorbește unui băiat despre cum trebuie să fie o femeie, este mama lui, mama împăratului Lemuel. Mă uit la soția mea, avem 2 băieți, unul este căsătorit deja, avem o fată care ne-a făcut bunici, avem un băiat care e căsătorit și un alt băiat mai mic, Noah, care acum are 7 ani. Și mă uit acum din nou cum și-a reîncărcat programul, vorbesc în termen de IT, și-a reîncărcat programul de formare de băieți, soția mea, și tot timpul îi spune, când el are câte o ieșire din asta, spune, nu așa acționează un băiat, nu așa, uite așa, cum te porți cu mine, așa te vei purta cu soția ta, cum te porți cu fetele din prejur, așa te vei purta cu soția ta, nu așa acționează. Și tot timpul îi seamănă în minte chestia asta, este repetitiv, este iterativ, este tot timpul ca picătura, un băiat așa acționează, un bărbat așa face. Și copiii noștri au crescut cu acest
cu această idee că sunt programați să devină într-o bună zi bărbați, că într-o bună zi se vor căsători, că într-o bună zi este foarte important ca un copil de 5, 6, 7 ani să știe că are un viitor, că el nu se blochează acolo în copilărie, că viitorul lui presupune o căsătorie cu o femeie, cu, presupune să fie tată, presupune un model și puteți acolo, când noi soții facem din când în când câte un lucru bun, poate soția să spună, uite, vezi tatăl tău cât de mult se sacrifică, uite cum ne aduce, uite cât de mult, uite cum nu doarme nopțile, uite cum face de noapte, uite cum cât de obosit este pentru noi, din dragoste pentru noi și așa mai departe. Copilului, chiar dacă vi se pare că nu pune mare atenție acum, îi vor rămâne aceste lucruri înregistrate și programul lui, când se va trezi, când va deschide ochii, când va intra în adolescență, când va căuta modele, toate lucrurile acelea care au fost sedimentate în copilărie, chiar dacă noi nu vom mai fi, chiar dacă se va întâmpla vreo tragedie și Dumnezeu ne ia, aceste lucruri se vor înflori la un moment dat, ca o sămânță care este pusă acolo și vor înflori. Și când va fi căsătorit, asta mi-a învățat mama, asta mi-a spus, asta... Am avut o întâlnire recentă cu fiul nostru căsătorit și cu Nora, a fost ziua Norii noastre și am avut o întâlnire cu familie și eu am observat, dar și cuscra mea a observat. În momentul când a intrat soția mea, fiul nostru a copleșit-o cu o privire atât de puternică de dragoste. Deci realmente am zis, wow, Natalia, am fost șocat să văd cu cât drag te privește ca pe o mamă, parcă așa... A luat o gură de aer când a intrat Natalia și mă uit la nora noastră, care este o fată minunată, cât de mult când ei au fost prieteni, cât de mult din calitățile soției au fost transferate, fără să ne dăm noi seama, fiul nostru a căutat un model asemănător cu maică-sa în momentul când și-a căutat partenera de viață. Și asta se întâmplă, asta este ceea ce, când ai o mamă bună, cauți pe cineva asemănător ca parteneră de viață, pentru că s-au format deja niște reflexii de raportare. De aceea cred că este foarte important să le vorbiți foarte mult băieților, dacă creșteți, dacă sunteți mame de băieți, să le vorbiți despre viitorul lor, ca soți, ca tați, ca modele, să modelați prin cuvinte portretul robot a ceea ce doriți ca ei să fie. E important, mi se pare, acest sfat și cât de des uităm și îi cocoloșim câteodată prea mult și îi răsfățăm prea mult și nu vedem decât astăzi și vai, nu știu, mi se pare, eu sunt mamă de băiat și o să duc cu mine sfatul ăsta, mi se pare excelent. Mulțumesc! Pe final vreau să vă întreb dacă cineva care ne ascultă dorește să afle mai multe despre Fabrica de Bărbați, unde poate urmări activitatea sau dacă poate chiar participa într-un fel la ucenicia aceasta pe care dumneavoastră o aveți și o propuneți. Din păcate sau din fericire, cum spun, activitățile Fabricii de Bărbați nu se pot face online sau prin Zoom sau prin Google Meet, pentru că tocmai asta este natura uceniciei, este față către față și trebuie să fie personal și trebuie să fie peripatetic, adică trebuie să umbli alături de om. Noi avem un grup care ne întâlnim, anunț întâlnirile pe blogul meu, am avut și un site, fabricadebarbați.ro, care nu mai funcționează, slavă Domnului, pentru că nu era eficient. Realmente, ucenicia nu se poate face electronic. Oricât am încercat să răspândim conceptul, conceptul s-a răspândit în mai multe orașe sau au luat naștere francize, ca să spun așa, să vorbesc în termenii ăștia, oameni care au înțeles conceptul și au început și ei să facă același lucru. Două lucruri trebuie făcute. Să luăm Scriptura, să studiem împreună ce spune Scriptura despre ce înseamnă a fi un bărbat autentic. Și al doilea lucru pe care l-am făcut la Fabrica de Bărbați a fost să organizăm activități bărbătești, care sunt mai mult un pretext de a sta împreună și de a discuta alte teme. De exemplu, să facem un pelerinaj împreună. Mai ales în mediul greco-catolic și catolic sunt foarte comuni, foarte comun. A trebuit să-i conving pe neoprotestanții mei ce înseamnă pelerinajul și cât de important să călătorești efectiv o călătorie grea împreună cu cineva și în timpul ăsta să discuți despre lucrurile spirituale. Pelerinaje. Am ieșit recentisime la călărie. Pentru că ei au trebuit să descopere când s-au suit pe cal cum toate instinctele alea primare care erau înscrise în ei din generație în generație, în genele lor, s-au renăscut și imediat îți dai seama că știi să stai pe cal, dar nu știi de unde.
Că Dumnezeu a înscris în noi chestia asta, l-a tras cu arcul, l-a tras cu arma de foc și vedeți cine oferă Ucraina acum, este un foarte bun exercițiu, aveți și în Cluj, aveți poligon de tragere foarte bun, chiar mai bun decât în Oradea. Bărbații pot ieși împreună, pot ieși la un pescuit împreună, pot ieși la vânătoare împreună. Am prieteni care ies la vânătoare, deși eu nu sunt mare vânător și nu e activitatea mea favorită, dar ies împreună cu ei pentru acest obiectiv, pentru ucenicie. Să ne ucenicim unii pe alții, să petrecem timp împreună unii cu alții, să purtăm poverile unii altora, cum ne îndeamnă Scriptura. Dacă cineva vrea să facă asta și simte dorința, nu trebuie să-mi ceară mie voie sau să-mi ceară sigla, ci să o facă pur și simplu, pentru că asta înseamnă ceea ce așa funcționa creștinismul de la începuturile lui încoace. Ce frumos, chiar mulțumim tare, tare mult. Și pe final am două întrebări care le pun fiecărui invitat, și anume o carte care v-a marcat și de ce, și o persoană care v-a marcat și de ce. Deja ați menționat cartea cu... Cartea Bărbatului Matur, Exact, da. Cartea Bărbatului Matur de Vidăviț. Ziceați să pun în link dacă altă carte ne-ați recomandat pentru Cred că subiectul una. acesta sau o carte pur și simplu care vă vine în minte acum. Da, sunt mai multe cărți, în afară de Sfânta Scriptură, care, bineînțeles, deține topul întotdeauna. Cred că una dintre cărțile care m-au marcat foarte mult în adolescența mea a fost Don Quixote de la Mancha, la care am descoperit cheia hermeneutică corectă citind Jurnalul Fericirii al lui Steinhardt, care spune că toată povestea asta lui Don Quixote este de fapt o metaforă in extenso a călătoriei creștinului. Este acea inversare a valorilor. Toți îl batjocoresc pe Don Quixote pentru nebunia lui. Bineînțeles, lucrurile se termină trist într-o anumită perspectivă, dar ce spunea Steinhardt este că toți creștinii ar trebui să avem această perspectivă asupra lumii. Când intră în cârciumă, îl vezi palat, pe Dulcinea să o vezi fermecătoare, să ai această vedere transformatoare asupra lumii. Și, bineînțeles, Jurnalul Fericirii a fost în tineretele noastre o carte care ne-a umplut sufletele atunci în criza aceea de literatură din nuanță creștină, dar cred că Cervantes, și mai ales dacă știți viața lui, atunci capătă cumva explicație și cheia aceasta hermeneutică propusă de Steinhardt. Și parcă a doua întrebare era o O persoană. persoană, da. Da, o persoană care m-a marcat foarte mult. Cred că persoana care m-a marcat cel mai mult în viața mea a fost unchiul meu, care a murit la 94 de ani, a fost pastor 55 de ani, a făcut pușcărie pentru credință și a fost o figură extrem de senină, serenitatea întruchipată. Asta în contextul în care în tinerețe a fost tot un cruceru cu o natură foarte sălbatică, genetică și cu multe aventuri și pe front și în alte părți, dar până și anchetatorii lui în dosarul de securitate fac un pas în spate și își exprimă admirația față de blândețea acestui om. Pentru mine reprezintă bărbatul prin excelență acea îmbinare de blândețe, generozitate, iubire, iertare, felul în care și-a tratat soția, familia, băiatul care a făcut multe probleme și băiat care finalmente s-a convertit și a devenit pastor, i-a mângâiat bătrânețele, felul în care și-a tratat vrăjmașii, chiar pe cei din familie, pentru mine a fost exemplar. Nu cred că există în viața acestui om un lucru în care să spun, toți avem defecte, lucrul ăsta nu mi-ar place să-l copii. Mi-ar plăcea să-l copii unul la unul, dacă aș putea, pe unchiul meu. Și dacă ar fi să ne lăsați cu un singur gând de final după toată discuția asta, care ar fi? Cred că pentru că suntem într-o sărbătoare, suntem în urma unei sărbători și mai avem un pic până la înălțare, v-aș lăsa un gând de speranță. Noi ne salutăm în perioada asta între înviere și înălțare, cu Hristos a înviat. Noi nu putem prin puterile noastre să ne schimbăm, dar puterea învierii lui Hristos poate. De asta este speranță pentru oricine este descurajat. Dacă sunteți descurajați și spuneți, oh, eu niciodată nu voi reuși să fiu un tată bun, un soț bun, eu niciodată, sau dacă sunt ascultătoare care spun, oh, niciodată, bărbatul meu niciodată nu va fi în stare. Dacă eu am mers până acum în 31 de ani de căsnicie, nu știu cum voi sfârși, mă rog să sfârșesc bine, dar dacă eu am putut, n-am putut pentru că am putut eu,
ci puterea învierii lui Hristos. Pot totul în Hristos care mă întărește, spune Apostolul. Și acea putere a învierii lui Hristos poate să dea renaștere spirituală și poate să dea energie spirituală celui care este în căutare. Tot ce trebuie să facem noi este noi să întindem degetul și El ne ia toată mâna și ne ridică și ne face să mergem și ne sprijinește genunchii slăbănogiți. Și exact așa cum nepoțelul nostru acum începe să meargă și este sprijinit de mama lui, așa face și Dumnezeu ca un bun părinte cu noi. Nu descurajați! Puterea învierii lui Hristos transformă, este transformatoare. Și așa cum plantez un bulb care seamănă cu o ceapă și este urât și putrezește în pământ, dar iese după aceea o lalea sau o gladiolă sau o floare foarte frumoasă, la fel este sufletul omenesc. Poate să fie foarte urât în aparență, dar cel care transformă totul este Iisus Hristos. Mulțumim tare, tare, tare mult! Vă mulțumesc tare, încă o dată pentru discuția asta minunată și pentru că v-ați luat timp să veniți la podcast. Mulțumesc! Cu mare drag, cu mare drag! Salutări tuturor celor care vă ascultă! Mulțumesc că ai ascultat! Avem multe planuri pentru perioada următoare, se arată tot mai clar chiar și oportunitatea unui sediu pentru podcast, așa că dacă vrei să ne susții, m-aș bucura să devii patron pe patreon.com/casapepiatra, patreon.com/casapepiatra, pentru că acolo poți contribui cu o donație lunară pe care oricând poți alege să o retragi, care începe de la 20 de lei, echivalentul unei porții de lava cake de la Bistro Vienna în Cluj, că tot am fost azi la o ieșire cu fetele. Și dacă vrei ca și alții să afle de Casa pe Piatră, nu uita să dai like, subscribe, oriunde găsești acest podcast. Sunt Teodora Oșan, ne auzim data viitoare!